important este armonizarea cu partea de zi, da? Thank you.
Important este acest lucru, da? Să nu încerc. Ce mai pot face? Da? Pot să-l îndepărtez. Da? Vorbesc. Deci, ori mă înțeleg de care lui, da? Cere tot. Da? Am niște parcați. A patra formă, dezechilibru, asemenea. Din atac fac treaba, da? Lasă-se să mă prindă, da? Ca să testez că ceea ce vreau să fac este corect, da? Da? Lasă-mă prindă, da? Lasă-mă prindă. Fără să-l arunc, să-l arunc imediat, da? Pentru o tehnică țirțoasă. Hai!
așa, cum era. Da? Ai ce să faci acum, era așa? Și aici primul e adversar. Da? Pentru că după el va putea fi altul. Deci dacă toată energia ta se consumă cu primul atac, da, și el alții vin și îmi dau un bombănac, mă dă vreo să. Chiar că de prima mea. Da? Da? Și al doilea. Dacă e al doilea. Da? Și al doilea. Deci n-ai loc să... Să luptăm aici, să ne consumăm energia, da? Dacă nu e nevoie, da? Bun. Nu trebuie să stau încordat, da? Prima de prima parte m-a prins, da? Mâna mea e, da, e liberă, da? Dacă el încearcă să facă o mișcare, vă dă, da? Voi folosi energia, da? Sau o cheie care îi face, îi produce durere. Altfel nu. Dacă partenerul meu constată că nu-mi bat joc de el, sigur că... Da? Va aprecia lucrul acesta. Asta nu înseamnă că voi lăsa să fiu... Da? Lovit sau mă, da? Primul contact trebuie să fie lejer, dar partenerul meu să nu îi dea seama că are un adversar, da? Să o victimă. Hai, ușor, da? Atacul este ușor, da? Dar nu răspunde tare la el. Ușor, dacă e nevoie, poți fi atacat cu armă lungă, la vânzirea, la el. Este mai rău avantaj. Odată ce acest avantaj se pierde, devenim egal, da? Da? În acest moment suntem la fel de puternici, pentru că suntem egali. El nu mai poate folosi platformul, da? Pe când îl pot folosi eu foarte bine, da? Acum. În favoarea mea, da? Thank you.
dalje stanice. Para tener un gran área grande, yo puedo me quedar solo dos, una, se me ofrece de lo que tú dices, se llama arma, que se lo ves cuarta, dos, se me ofrece de lo que tú dices de fica y dada, que se hace una técnica que no hay ninguna ligatura con arma. Care n-ai nicio legătură cu arma, spuneam. 1. Mă duc, îmi iau arma, da? Și acum, sigur că o să-l judec pentru ce-a făcut. Bun. Problema este că dacă încerc să doar să iau arma, o să fac o tehnică asupra armei, s-ar putea să rămân cu arma în mână, da? Dar partenerul să fac o tehnică asupra mea. Da? Deci uitați-vă, dacă el, eu atac și el face o tehnică asupra armei, da? Răzucește-te. Da? Nu i-a folosit la nimic acest lucru pentru că eu i-am lăsat arma, dacă el a vrut-o. Nu? Da? I-am lăsat-o. Hai! Hai! Are arma, dar
aceea folosesc. Da? Deci nu totdeauna o armă îți dă și ascendent asupra fața adversarului tău. De asta spun că tehnica trebuie făcută asupra corpului adversarului și nu asupra armei lui. Sigur, pot să iau sau să nu iau. La corpul, da? Sus, 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 sus. Da? Sau asupra corpului. Poftim. Gracias.